Viu e Domnul! Amin. Înainte să încep, numai vreau să citesc de la Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Amin. M-am sculat azi dimineață, răcit, și m-am gândit, man, fiecare timp când trebuie să vin la Biserica Betel, mai ales să traduc, mă trezesc dimineața răcit. Și nu știam ce să fac. Și am zis, Doamne, dacă e voia Ta, îmi dai voce. Și până acum am o dat. Acum începe să pleacă, dar sper că vocea rămâne până când e gata serviciu. Și de atunci, dacă ia Dumnezeu, o ia. Dacă o dă înapoi, o dă înapoi. Dar mă bucur de prezența lui Duhului Sfânt care e aici. Mă bucur, în primul rând, de hotărârile care au fost făcute în ziua de azi. Am simțit că mulți oameni au făcut hotărâri noi. Și asta e un lucru bun. Înseamnă că noi îl căutăm pe Dumnezeu și m-am amintit de Daniel. Un om care a făcut o hotărâre în viața lui, în tinerețea lui, ne spune în Daniel, capitolul 1, la versetul 8, Daniel, capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucățile aleșe ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe capetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bună voință și trecere înaintea capeteniei famenilor dregători. Eu de mult m-am gândit la Daniel, mai ales că am fost crescut într-o biserică, într-o familie credincioasă, într-o biserică. Am știut povestea lui Daniel, am auzit de Daniel în gaura cu lei, am auzit toate povestele de Șadrac, Mișac și Abdenago și l-am cunoscut toate. Și m-am gândit eu, de ce s-a portat Dumnezeu cu Daniel așa? Oare nu au fost alți tineri în biserică în timpul acela? Nu au fost alți tineri în poporul izraelit care Dumnezeu a făcut la fel cu ei? De ce nu a avut Dumnezeu relația asta cu ei? De ce nu a făcut Dumnezeu semne și minuni cu ei? Și când am citit aici, după ce m-am pocăit, după ce m-am întors la Domnul, am văzut că Daniel, din tinerețea lui, a făcut hotărâre. Nu-mi pasă ce-mi dă împăratul. Nu-mi pasă cea mai bună mâncare să mănâncă împăratul și cei restul din izraeliți. Eu nu mânc. Eu, Daniel, am ales ca inima mea să fie curată în fața lui Dumnezeu. Hotărâre. Și de acolo a început să fie mișcarea lui. Acolo a început Dumnezeu să ridică. I-a făcut bunăvoință. După 10 zile când l-a pus în fața restului, a fost cel mai sănătos. El cu prietenii lui. Hotărârea lui. Și asta e un lucru foarte important pentru fiecare din noi. Hotărârea care o facem la început. Înțeleg că mulți din voi ați umblat cu Dumnezeu mai lung decât mine. Eu de 4 ani jumate m-am pocăit când m-a întors Dumnezeu din păcat, din dependență de heroină. 4 ani jumate. Dar am înțeles un lucru. Că în fiecare zi eu trebuie să vin și iar să mă hotăresc în fața lui Dumnezeu. În fiecare zi iar trebuie să vin să spun, Doamne, ieri n-am ulat, acum un an n-am mâncat, acum 2 ani n-am băut și eu m-a dat împăratul lumii acesta cel rău. Dar, Doamne, astăzi iară hotărârea o fac, iară, Doamne, inima mea să rămână curată înaintea Ta. Amen. Și în asta găsește Dumnezeu bucurie. În asta găsește Dumnezeu veselie. Prin asta întărește și ridică Dumnezeu oamenii Lui. Daniel a avut o rugăciune, o viață de rugăciune așa puternică. A zguduit iadul. Tot iadul s-a ridicat împotriva lui. Ne uităm în Daniel, capitolul 6. Ce s-a întâmplat acolo? Versetul 10 din Daniel, capitolul 6.
Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odai de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Eu am aici în Biblia asta, e și engleză și română, și îmi place cum spune în engleză. Cum era obiceiul lui, de când? De când a auzit porunca? De când l-a binecuvântat Dumnezeu și l-a pus acolo să fie cumpărații? Din tinerețea lui. Zice, his early days, tinerețea lui. La începutul zilei lui a fost hotărât Daniel un lucru, n-o să mânc ce-mi ofertă lumea asta, n-o să mănânc din ce mai bune lucruri, eu am relația mea cu Dumnezeu, eu aleg ca credința mea să fie în El, eu am ales ca El să-mi dea sănătate și mai un lucru, să ruga și lăuda pe Dumnezeu de 3 ori pe zi. Fiecare zi. Și de-aia a venit momentul când Dumnezeu l-a pus în groapă. Când Dumnezeu l-a pus acolo și a închis gura lui Lei care a fost acolo. Și a venit momentul când l-a scos afară și l-a întrebat împăratul. Daniel, m-auzi? Daniel, trăiești? Ce s-a întâmplat cu tine, Daniel, că te-am aruncat într-o groapă plin de lei? Posibil că leia era flămânz de ei. Și vine Daniel afară. Nu-ți fie frică, împărate. Dumnezeul meu e ce? E igoană? E o cruce, cum a zis fratele, o cruce acolo în camera de așteptare? Nu. Dumnezeul meu, aleluia, e viu. Mărire lui. Dumnezeul meu trăiește. Aleluia. Dumnezeul meu a dat pe Fiul Său, m-a spălat, m-a iertat, m-a curățat, m-a răscumpărat și dacă asta n-ar fi destul, a făcut mai un lucru. A trimis Duhul lui cel Sfânt. Aleluia. Și Duhul face ce? Dă viață. Ne spune Iisus Hristos de multe ori, ne scrie și Apostolul Pavel. Duhul dă viață. Duhul te întărește. Eu cum am spus înainte și ați auzit mărturia mea acum un an și ceva, dar nu știu de ce îmi pune Dumnezeu iară să vă spun. Când m-am întors la Domnul, eram într-o stare așa rea. Am avut 23 de ani, eram vreo 7 ani dependent pe heroină, pe toate drogurile pe piață și am încercat tot. M-am dus la centrul de reabilitație american cu doctor, grămadă de bani acolo, cu medicamente, m-a dat și să mă culc și să am poftă de mâncare și nu știu ce. M-am dus la clinic medical, nu m-a ajutat absolut nimic. Plecam de acolo complet gol. Și mi-aduc aminte, într-o zi, m-am dus la un centru din ăsta. Și m-au dat medicamente și a fost foarte fain, foarte plăcut. Și nu știu ce ședință am avut acolo și ascultam și mă gândeam, acum am biruit. Acum o să plec de aici, o să fiu tare. Și când am plecat cu un prieten de-a meu, ne-am uitat unul la altul, ce facem? Cumpărăm ceva țigări. Da, că țigările nu-s grele. Într-o oră, am avut heroina iar în mână și nu numai o punghiță mică, am avut iar $100 fiecare mână și ce să facem? Hai să mergem înapoi, că asta știm. N-am avut eliberare. N-am avut viață în noi. Duhul care era în noi a fost un duc de moarte. Era un duc de frică, era un duc care nu credea că e posibil să ieși afară din asta. Și am început să mă rog. Și mergeam acasă în fiecare seară. Și așa distrus îmi era creierul, dar mă rugam cu gura închisă, mă rugam în inimă. Doamne, dacă Tu poți să mă scapi, dacă Tu poți să mă scoți afară, nu știu cum, pentru nimeni nu mai posibil. Am fost și în închisoare, nu m-a făcut nimic, absolut nimic. Am ieșit de acolo înapoi. Doamne, Tu trebuie să-mi faci ceva.
Și mă sună un prieten într-o zi și îmi spune, este un centru de reabilitație. Îi creștin, nu-ți dă absolut nimic pentru simptomele așa de sofraj, de retrage, de la droguri, absolut nimic nu-ți dă. Se roagă pentru tine. Hai să mă duc acolo, zici, nu o să-ți placă. Trebuie să faci studiu biblic, trebuie ore de lucru, trebuie să rămâi acolo, n-ai telefon, nu poți să pleci, nu poți să faci anumite lucruri, nu o să-ți placă. Și am zis, Vlad, ascultă-mă, am încercat fiecare lucru care mă ofertă lumea asta să pot să fiu liber. Eu știu, chiar dacă sunt în păcat, chiar dacă sunt foarte distrus, chiar dacă n-am viitor, eu știu, fiindcă părinții mei m-au crescut în frică și teamă de Dumnezeu, eu am credință, cât de mică ar fi, că Dumnezeu îmi dă viață. Că Dumnezeu îmi dă scăpare. Că Dumnezeu poate să răstoarnă Duhul Lui cel Sfânt peste mine, Vlad. Eu cred și eu mă duc acolo. Și nu-mi pasă ce se întâmplă, Vlad. Eu să încerc să nu plec. Și n-a fost greu. N-a fost ușor, a fost foarte greu. Foarte greu au fost bătăile, serile care n-am putut să mă culc. A fost foarte greu, eram distrus. Distrus complet. Și mergeam în fiecare seară, mergeam la rugăciune. Mergeam cu mai doi frați, mergeam în camera de rugăciune. Ne rugam peste orele care ne-au dat ei. M-am dus și strigam. Eu vorbeam, eu mă rugam în limba română, unul se ruga în limba rusă, altul în limba ucraineană. Nu ne înțelegeam nici unul, dar ne rugam, puneam mâinile unul pe alții și plângeam împreună. Și a venit ziua mea, când am împlinit 24 de ani. Și eu când eram în lume, eu am avut așa în minte ceva în mine care îmi spunea, tu dacă rămâi așa pe cale, tu nu ajungi la 24 de ani. Am știut că-s mort. Și vine cu 3 săptămâni înainte de ziua mea, Dumnezeu îmi dă iertare. Dumnezeu revarsă harul Lui peste mine. Eram într-o seară de rugăciune, m-am simțit că Dumnezeu m-a atins, m-a schimbat și de acolo m-a ridicat. Și am început să spun, Doamne, înțeleg că m-ai dat iertare, dar îmi trebuie mai un lucru, Doamne. Îmi trebuie și am nevoie și nu pot fără și nici nu mai vreau fără Duhul Tău cel Sfânt. Și a venit momentul într-o seară când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am văzut foarte multe lucruri în seara aia. Dumnezeu a răstornat Duhul Sfânt așa puternic și a trecut un timp și a început să merg la toți prietenii mei să-i spun despre Hristos. A început să vină în program, a sunat un prieten, era în închisoare. Tribunalul i-a spus, acum nici nu mai așteptăm să auzim cazul tău, deja ți-am dat ceans după ceans, vii la noi și îți dăm ziua când trebuie să intri și cât de lung o să faci. Și m-am dus acolo și am scris o scrisoare și eu nu credeam asta. Eu n-am crezut că lasă judecătorul să vină la noi. L-am scris acolo în scrisoare, dacă ne dai șansul pentru 6 luni să vină cu noi și tu nu vezi schimbare, îl pui înapoi. Mă, ieși pe mine cu el dacă vrei, dar e ok dacă nu. Și am venit și l-am vizitat în închisoare pe prietenul ăsta, pe Andy. Și am zis, Andy, tu trebuie să postești, tu trebuie să te rogi, eu nu pot să-ți dau absolut nimic, eu ce am putut să fac, am făcut. Eu o să vin în ziua aia acolo și dacă mă lasă să vorbesc, vorbesc. Dar i-am făcut o promisiune, am zis, Andy, eu nu cred că tu scapi și eu o să vin să te văd în fiecare săptămână, vin de 2-3 ori. Eu așa, am fost pregătit să vin să-l vizitez în fiecare săptămână. Am venit acolo în ziua aia și Dumnezeu i-a pus pe inimă la judecător să mă lasă să vorbesc. I-a spus, nu vreau să aud familia ta, nevasta ta, părinții tăi, nu vreau să aud absolut nimic. Zice, dar cine a scris scrisoarea asta? Eu sunt aici. Zice, vreau să spun un lucru. Eu am fost crescut creștin și nu mai cred în minuni. Eu cred că în moment dat, când e un om e păcătos, e drogat, o să rămână pentru toată viața lui. Așa m-a spus foarte clar. Zice, nu las la tine. Okay. Începe să vorbească cu avocatul care era împotriva lui
Și spune, să-i anunț la cutare că Andy o să vină și o să facă 7 ani în închisoare. Și Andy întreabă, dar de ce să-i spună la ăla? Ăla nu-i ofițerul meu. Cum? Păi trebuie să-l schimb ofițerul. Nu ți-o dat? Nu mi-o dat. Și se schimbă tot atmosfera la tribunal. Și judecătorul întreabă pe advocat, so, greșeala ta înseamnă că el e aici în ziua de azi. Nu, că greșeala mea era foarte mică și el tot e un om rău. Tu ai spus cu cuvintele tale că nu poate să fie transformat niciodată un om din ăsta. Greșeala mea n-a avut niciun impact în viața lui. Și judecătorul se întoarce la mine și zice, Gabriel, vii de seară, tu-l iei, nu familia, nu nevasta, 6 luni rămâne la voi, de 3 ori pe săptămână trebuie să îi tragi sânge și să vezi dacă are droguri în sistem, să ne trimiți rezultatul. O dată la lună vreau să se prezintă în fața mea, vreau să-l văd. Dacă eu nu văd schimbare, îl pun. Ok. Am venit după el și am vorbit cu el foarte sincer. Am zis, Andy, tu ai un chance. Nu știu cât de multe mai ai. Nu știu de ce Dumnezeu te lasă pe tine să vii la noi. Ai un chance. Eu l-am cunoscut pe Andy de foarte mult timp în lume și așa pregătit am fost să văd caracterul lui vechi. Și am avut alt prieten care era slujitor acolo la fel împreună cu mine și îl cunoștea și el pe Andy. Și pentru o lună așteptam să vedem pe Andy. Și tot nu apără, tot era smerit. Dumnezeu l-a atins, l-a înflăcărat, i-a dat înapoi darul de vorbit în limbi, l-a restaurat, tot complet. Și nu am putut să înțeleg. Doamne, cum? Asta e Andy care îl cunosc eu. Andy care l-a înjungat pe cineva de 13 ori cu șuribenița, Doamne, în inimă. Asta e. Unde e Andy ăla? Cum s-a schimbat el așa? Și într-o zi merg și vorbesc cu un frate păstor și îl întrebam. Frate Dennis, nu știm de ce s-a întâmplat așa. Nu știm de ce Andy nu-i Andy. Noi așteptam să-l vedem pe Andy și nu-l vedem. Și ne spune fratele păstor, știți de ce? El s-a smerit inima spre Dumnezeu. Daniel vine în fața lui Dumnezeu într-o zi. Vine îngerul să vorbească cu el în Daniel capitolul 10. Cu versetul 12. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești. Să te smerești înaintea Dumnezeul tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Ce minunat să vină Dumnezeu, să trimită îngerul lui să ne spună, Gabriel, biserică, Betel, Viena, în momentul când ți-ai aplicat inima să înțelegi cuvintele mele, în momentul când te-ai smerit înaintea mea, eu am venit și din pricina cuvintelor tale sunt eu aici între voi. Ăsta e Dumnezeul care slujesc. Nu e un Dumnezeu care e mort. Nu e un Dumnezeu care a trimis Duhul Sfânt în Cartea Faptele Apostolului și l-a tras înapoi. E un Dumnezeu care a trimis Duhul lui cel Sfânt în ziua cingesimii și n-a plecat niciodată. Nu s-a dus Duhul Sfânt niciodată din noi, dar noi de multe ori nu vedem puterea Lui, nu vedem prezența Lui, fiindcă nu suntem hotărâți. Andy a venit în program, s-a hotărât ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, eu nu mai mă duc înapoi. Să termin programul, să mă bag în închisoare, eu renunț la păcat, nu mai vreau să beau ce bea împăratul. A trecut aproape 4 ani, Andy acum e misionar în Kenya. În ultimii 3 ani, cred că de 13 ori s-a dus în Kenya. Mă uit la el, nu-mi vine să cred. Dar asta e puterea Duhului Sfânt când un om se hotărăște. Când un om face hotărârea că nu mă întorc înapoi. Și ăsta e mesajul care m-a pus Dumnezeu pe inima mea în ziua de azi. M-am trezit azi dimineață la ora 3 și ceva.
N-am putut să vorbesc. Am avut așa de multe predici, mergea prin minte. Am zis, Doamne, nu știu ce fac. M-am dus în bucătărie, am luat Biblia, am închis-o acolo. Am zis, Doamne, cuvântul Tău este adevărat. Am început să mă rog în limbi. Doamne, eu cred că cuvântul Tău este adevărat. Și eu cred că Duhul Tău cel Sfânt vrea să lucrează în ziua de astăzi. Dumnezeu m-a pus cuvântul acesta pe inima mea. Avem un frate, Albert, e slujitor acolo, la centru, și el trebuie să pregătească pentru serviciu de seară, la noi, la biserică, unde s-a dus și Vitalii. Și el era într-o cameră sus undeva și eu vin în camera mea, e ora 6, știu că trebuie să mă pregătesc, la 7 trebuie să plecăm, să ajungem până aici. Și îmi spune Duhul Sfânt, du-te și caută-l pe Albert. Eu mă gândesc, dar cum? Că el, eu când am plecat la 4:45 să mă duc să mă rog, el s-a dus să se roagă. Sper că i-a dat și la el cuvânt. Du-te și caută-l pe Albert. Mă duc. M-am dus sus, am bătut la ușă, deschide Albert ușa. Ceva, ești umplut de Duhul Sfânt. Nu știu, m-am rugat, am luat Biblia, m-am rugat așa în limbi peste ea. Zice, da. Zice, eu de o oră și ceva stau aici, n-am cuvânt. Roagă-te pentru mine. S-au plecat pe genunchi, am pus mâine pe el, m-am rugat pentru el, s-a ridicat. Dumnezeu m-a dat cuvânt. Duhul Sfânt i-a dat cuvânt. Duhul Sfânt care-i viu. Duhul Sfânt care dă viață. Nu moarte, nu frică, dragoste, putere și chipzuință. Duhul Sfânt prin care putem să stăm astăzi toți, întreaga biserică, să strigăm, Ava, adică Tată, ajută-mă, călăuzește-mă, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere, dă-mi îmbărbătare, vreau să fac o hotărâre azi, Doamne, să nu mai beau din ce-mi ofertă lumea asta. Asta e Duhul Sfânt. Asta e puterea care ne-a dat-o Dumnezeu. Asta e hotărârea care vrea de la fiecare din noi. Nu odată când m-am botezat în august 2011 în apă. Nu când m-a botezat Dumnezeu în martie 11 2011 cu Duhul Sfânt. Nu numai atunci să fac hotărârea și după aceea să merg să vreau să fac viața cum vreau. Astăzi, iară, Doamne, iară mi-e foame, Doamne, să gust din Duhul Tău cel Sfânt. Iară, Doamne, am început să mă rog acum câteva zile. Doamne, am așa de multe de mărturisiri, știu așa de mulți prieteni cu mărturisiri, așa de mulți oameni, Doamne, și am început să mă rog, Doamne, nu mi-e sătul. Eu vin în firea și spun, da, e sătul, că poți să scrii și o carte. Zic, nu vreau să scriu. Mai târziu o scriu, că nu mai pot să umblu. Când mi se duce vocea și nu vine înapoi. Atunci o scriu. Am început să mă rog, Doamne, vreau să văd iară mărturisiri vii. Iară, Doamne Iisuse, vreau să văd că Duhul Tău cel Sfânt funcționează în ziua de astăzi. Iară, Doamne Iisuse, vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să se coboare peste centrul nostru. Să răstorească, Doamne, oameni care lumea se uită la ei și spune, nu-i nicio șansă. Acum 2 săptămâni a venit un băiat la noi în program. L-am întâlnit pe stradă, am vorbit cu el, am început să-i spun, tu trebuie să vii la noi. Când vrei, decizia e a ta, dar eu zic să vii la noi. Eu nu te forțez, numărul meu de telefon, mă suni, dacă nu mă suni, eu știu că Dumnezeu are plan cu tine. Ce dă? O plecat, eu am plecat. Mă sună a doua zi, vreau să mă întâlnesc cu tine. M-am întâlnit cu el, în seara aia spune, vreau să vin la voi în program. Să stau numai o seară. Hai. Vine la noi în program, a doua zi, vreau să rămân la voi. Începe să cutremure. Zice, dar nu pot. Rugați-vă pentru mine. N-am rugat pentru el, era liniștit. A doua zi, duminică, eram spre drum, spre biserică, iar începe. Rugați-vă pentru mine. Ne-am rugat să oprit. Și după aia îmi spune, înainte, zice, mergeam 2-3 ore fără să mă opream. Nu știu de ce. Ceva mă ține aici. Am venit acasă la biserică în seara aia, acum exact 2 săptămâni. Ne-am pus pe genunchi și am început să ne rugăm. Și am primit îmbărbătare de la Duhul Sfânt și am spus la băiatul ăsta, bagă-te în mijloc. Sunt ordinat să mă rog pentru voi, să pun mâinile peste voi, vreau să mă rog pentru tine. Am început să mă rog pentru el, i-am ridicat mâinile sus în aer. Dumnezeu l-a restaurat în momentul acela cu înapoi cu darul de vorbit în limbi.
N-a putut să vină să înțeleagă cum Dumnezeu m-a dat înapoi după două zile darul acesta. Fiindcă Dumnezeul nostru ne-a dat un Duh Sfânt care este viu, care nu-i mort. Egal dacă nu l-ai simțit pentru un an sau doi sau trei sau cinci sau zece. Dacă e în tine și nu a plecat. Și foarte greu să pleacă. Foarte greu să pleacă. Dar dacă Duhul tău a venit în tine, Duhul Sfânt a venit în tine într-o zi, și acolo, numai că a dormit un pic, înflăcărează. Scrie Apostolul Pavel la Timotei, înflăcărează darul lui Dumnezeu care ți v-a fost dat. Adică ce? Bani? Mașină? Guns, house? No. Who cares? Înflăcărează darul de la Dumnezeu. Înflăcărează mântuirea care o ai. Înflăcărează relația cu Iisus Hristos. Înflăcărează Duhul Sfânt. Fă iară o hotărâre, Doamne. Am plecat de la Tine, Doamne. M-am lăsat, Doamne, am urat ochii de pe Tine, Doamne, și m-am lăsat să fiu peste tot în vanitate, Doamne, lumea asta. Am început să beau iară vin, am început să mânc iară carne care m-a oferit împăratul, Doamne, iară, Doamne, dar vreau, Doamne, ca Daniel să fac o hotărâre, Doamne Iisuse, să nu mă duc înapoi. Inima mea să fie curată, să nu mă spurcesc. Vreau să fiu folosit de Tine, Doamne. Vreau să am o viață de rugăciune, cum spunea Vitalii. În familie noastră, eu n-am nevastă, n-am copii. Am 6 copii acolo la centru. M-am rugat și eu în rugăciunea asta. Doamne, ajută-mă să fiu un tată bun. Și sper că dacă mă rog de acum, când vine timpul, rugăciunea e ascultată. De ce? Rugăciunea lui Daniel a fost ascultată. De ce? Hotărârea a fost făcută. De ce? Duhul lui Dumnezeu era în el. Care Duh? De viață. Și avem noi ocazia astăzi iară să venim din nou. În rugăciunea asta vrem să ne ridicăm toți pe picioare. Avem fiecare din noi ocazia iară să ne rugăm. Hotărâre nouă să fie făcută. Serviciul mai are un timp și gata. Și hotărârea nu se face când plecăm afară. Hotărârea nu se face în 3 ani. Hotărârea nu se face când ai intrat la pensie. Hotărârea nu se face când vine încercări. Daniel a făcut hotărârea când i-a fost tot ofert în fața lui. Tot viitorul lui era o promisiune de la împărat. Și a făcut hotărârea. Nu. Dumnezeu îmi dă viață. Dumnezeu îmi dă sănătate. Dumnezeu îmi dă vindecare. Dumnezeu îmi dă eliberare. Și Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și Dumnezeu o să fie cu mine. Și Duhul Sfânt o să mă călăuzească. Și o să am și eu un duc nou în mine, un duc statornic, Doamne Iisuse, cum s-a rugat și David. Am auzit despre David astăzi. Când a scris David Psalmul 51? Nu știți? După ce a păcătuit. După ce a păcătuit. Nu înainte. Când era cel mai jos. Când nu a avut nimeni, cum spunea fratele, nu a avut nimeni să vină la el. Era împărat. Cine să vină la împărat să-l ridică? A venit Iisus Hristos. A venit Dumnezeu. A venit Duhul Sfânt. Și a început David atunci să se roagă. Îndură-te de mine, Doamne. Dă-mi un duc nou și statornic. Și vreau ca fiecare din noi să ne rugăm acum, în momentul acesta, Dumnezeu să ne înflăcărează Duhul Sfânt în noi, să putem să facem hotărâri pentru El și să rămânem la ele. Ne rugăm. Te lăudăm, Doamne.